Salut! Mă văd că e la modă în ultimul timp să-ți dai cu părerea, mă, fă, despre Roșia Montană, despre proiectul minier, despre pula mea prostia asta. Bă, hai să zic și eu părerea mea ca tot omul. Băi, o mizerie de reclamă la care văd că ne-o bagă ăștia la televizor în continuu, mai ales pe posturile de știri. Bine că noi o dă și pe posturile de sport, că altfel nu știu ce am facem. Deci, pe mine când văd reclama aia, deja mut televizorul de acolo, mut canalul, pentru că nu se poate așa ceva, să mai aud mizeria aia, că nu avem locuri de muncă în Roșia Montană. Noi vrem să muncim, nu vrem decât să muncim. Păi ce pula mea calificare aveți, bă, voi toți acolo de toți vă pricepeți la minerit? Ce pula mea, mă, deci aveți o căcată de localitate, mă, de 2500 de locuitori și aia au promis 3500 de locuri de muncă. Ce pula mea, lucrează și bătrânii și copiii, toți vă duceți în mină. Ce pula mea e acolo atunci, mă? Sau voi credeți că aia nu o să vă aducă și străini, o să lucrați numai voi de voi acolo sau ce? Și apoi, în plus, nu o să țină exploatarea mai mult de 18 ani, că se termină și aurul ăla până la urmă. Bă, deci mă uit la Mircea Badea, la Banciu, la toți ăștia care se dau formatori de opinie, bă, și toți sunt cu Roșia Montană, pula mea, toți vor să se facă exploatare. Nu că nici eu n-aș fi un ecologist, dar, bă, dă-mi pula mea, dar mă enervează, bă, reclamă, când o văd și pe aia, Sanda Lungu, ha, ci că vai, zici, dar este așa de greu în Roșia Montană, trebuie să croșetez, să fac câte o pereche de ciorapi ca să fac 5 lei. Dar tu te pula mea, faci 50 de lei la oră, la o zi, vreau să zic, în agricultură. Cine pula mea te pune să croșetezi pentru 5 lei? Bine, asta e vrăjeală. Deci, din aia 5 lei au avut bani tipa să-și iau Skoda. Foarte fain. Bine, e clar și pentru proști că-și ia bani de la Roșia Montană Gold Corporation. Dar faza îi că ăștia ne iau pe noi de proști cu proiectul lor. Bine, n-avem nici de câștigat, nici de pierdut, și că îl votează și că nu. Dar culmea, bă, ce coincidență, bă! Reclamele la Roșia Montană au început din 1 septembrie, de când s-a deschis Parlamentul, adică de când au venit căcații aia de în vacanță. Pula mea, dacă au fost tătăvara, plecați, nu i-a interesat nici pe aia să-și dea bani pe reclame. Deci au venit toamna și am început să fim sufocați cu reclamele la proiectul lor de căcat. Dar mi se rupe pula de proiectul vostru minier. Dați și altceva. Sunt atâtea chestii de dezbătut. Chestia asta pentru soarta a 2500 de oameni e pentru noi așa. Toată țara trebuie să vorbească despre asta, toți trebuie să protesteze, toți trebuie pula mea să iasă în stradă sau să ăsta, sau să se certe pentru chestia asta. Nu văd niciun viitor aici. Și l-aud pe Mircea Badea, protestatarii care au ieșit să bată flacoanele sunt niște băsiști ordinari. Dar mi se rupe mie pula de ce îs. Cum naiba să fie băsiști necres, dobitoci, toți cine aia care au ieșit atunci pensionarea aia plătiți de PSD, aia n-au fost oameni plătiți. Acum e mai nou, e la modă. Teoria conspirației. Pula mea, ce că-s plătiți de Soros. Dar ăla n-are ce face numai să-i plătească pe amărâții ăștia să dea cu flacoanele de pământ. La fel și Banciu, dar el avea o leacă de așteptări, dar și el e tot la același nivel. Adică uitați-vă, Antena 3, B1, România TV, ce reclame au? Roșia Montană, Gold Corp, pula mea. Ce naiba, mă? V-ați prostit toți de cap cu reclamele voastre. Deci ascultați aici. Nu sunt nici ecologist, nici pro Roșia Montană, dar chestia asta trebuie să dispară din dezbaterea publică. Ce pula mea mă interesează pe mine de chestia asta când sunt atâtea subiecte cu salariile, cu asta. Bă, deci sunt și că n-avem locuri de muncă în Roșia Montană. Dar pula mea, sute de studenți în fiecare an, promoții întregi, n-au locuri de muncă. Și nu vorbește nimeni despre asta, bă, cât ce-ar fi, bă, să
avem și noi bani ăștia studenții care gătăm facultatea și să ne plângem toată ziua la televizor. Nu se mai poate așa. E tot mai greu. Vine iarna, n-avem loc de muncă. Pula mea, găsiți-vă în altă parte, nu m-am minerit. Bă, sunteți într-o localitate de munte, sunt sute de localități de munte în toată România, bă, și numai voi n-aveți loc de muncă. Pula mea, am văzut cum arată Roșia Montană. Tot satul vi l-au făcut ăștia de la zero. V-au dat o grămadă de bani, v-au reconstruit casele, bă, și ce nu vă convine, bă? Fută-mă în reclamele voastre. Deci atât am vrut să spun. Să termine odată cu reclamele astea mizerabile, că nu, eu deja unul nu mai le suport.